Așa. Am o luptă de, cred că de ani de zile cu birocrații ăștia și nu mă pot împaca cu ei. Sunt la centru multifuncțional, care a fost deschis cu mare pompă, chestii, șmesne. Și vreau să vă lămuresc, adică fiecare care a trecut prin perfectarea actelor sau a duplicatelor, ați trecut prin calvarul ăsta de ștampili, duplicate, cere și tot așa mai departe. Deci, ca să înțelegeți prostie aici la Botanica, la Decibal 6, am intrat la ghișou, am scris cere că vreau să obțin duplicatul la certificatul de naștere a copiilor, la care trebuie să achit în mod normal și să se duc. Nu, m-au trimis la bancă, care e banca, e în sediu ăsta, banca Victoria Bank. Dar Victoria Bank, după cum știți, îi aparține proxenetului, eu au aparținut sau cel puțin, proxenetului Vlad Plahotniuc. Păi, asta e un fel de schimb, deși, în mod normal, trebuie la același ghișeu, prin terminal, să achit serviciul de stat, care este pentru a perfecta acele documente. Însă nu. Aici este o schemă de a stoarce bani. Te duci la Victoria Bank, în ghișeu și ala de alături, deci trebuie să te duci la ghișeu unde ai depus actele, te duci la, la bancă, la bancă, pentru fiecare tranzacție acolo, fiecare, trebuie să achiți un comision, dacă știți. Deci, în mod normal, la întreprindere stat, dacă achitam direct, nu era să plătesc comision. Deci, și asta încă nu-i tot. Dacă achiți cash, achiți cash. Dar dacă achiți cu cardul, eu am achitat cu cardul, ei nu au terminal la Victoria Bank, să achiți direct cu cardul. Trebuie să scoată din cont. Deci, încă o schemă de a mulge bani. Încă vreo 5% pentru achitare. Acelor servicii bancare, să spunem așa. Am avut tante de la bancă. Încă la ghișeu, să înțelegeți prostia. Am făcut pentru ambii copii duplicate la certificat de naștere. Și tante că sunt de ei, dacă aici să... Așa. Ne-au dat două fițuși de astea. Și aici, dacă vedeți, scrie taxa de stat. Păi eu am făcut un serviciu, deci două documente, ne trebuie să-mi dai taxă de stat una, dar nu. Eu dau pentru fiecare document o taxă de stat aparte. Deci am două fițuși de astea, adică să achit, să mă mai mulg încă de 10 lei. Asta deja statul mă mulge de bani. Ajung la bancă, tante se duce și... mi-a spus că tante de la ghișeu, unde am depus cererea și documentele, ne-a cerut copie la buletin. Zic ok. Mă duc la bancă. Banca, iarăși, pentru tranzacții de pe card, ei nu puteau să iei bani, dar au făcut un fel de tranzacție. Dacă ați fac tranzacția, e comision 5%, plus în afară de comisionul cel de 5% la bancă, un teanc de foi, de la xerox, dacă știți voi, trebuie să avut de-a face cu băncile, acolo scoate un kilometru de foi de la fax, care nu trebuie nici, care trebuie ștampi pirate, scălite și tot așa mai departe. Și pe urmă tante s-a dus, a scos copia la buletinul meu. Atunci când ies copia la buletinul meu, îi spun, doamne, faceți încă o copie, nu apăsați o copie, dar apăsați pe butonul unde scrie două copii, că trebuie să le duc la ghișeul de alături, unde încerc documente. Nu, eu nu am dreptul, trebuie să duceți în sală. În sală acolo este o altă cantoră care scrie Xerox, deci fac bani pe Xerox. Zic ok. Deci la asta de la banc era, cum spune, zapadlo să mai scoat, că eu îți achit. Nu avem drept. Mă duc la ghișeu unde scrie Xerox, să fac Xerox. De acolo nu lucra, eu m-am dus la ora, era 8 și ceva. Tante de la Xerox vine la ora 9 sau la 10. Zic, și eu am și să fac. Apoi vă duceți la ghișeu unde ați depus documentele, că oricum au Xerox și ați vă fac acolo. Deci, nedumerirea mea că am îmblat de la ghișeu unde am depus documentele, pe urmă am la bancă, am achitat serviciile, pe urmă la bancă nu pot să fac copii la buletin. M-au trimis la ghișeu unde scrie Xerox, la ghișeu unde scrie Xerox, tante nu era, că a venit la 9-10. Și trebuie să duci iarăși înapoi. Am vin, deci, unde am fost inițial, la ghișeu unde am depus documentele și cer de
a obține certificat. Zic, dar de ce n-ați făcut eu? Zic, e că nu am unde faci Xerox. A, păi bine, dar dați, vă fac la mine Xerox. Zic, dar de ce n-ați făcut din start Xerox la voi, la documentul meu? Păi noi nu avem dreptul. Deci, cum, asta este o birocrație aiurea, prostească, de-a mult și așa... A-și bate joc de oameni, înțelegi? Și în toate etapele este, v-am lămurit aici, trei tante care nu fac nică. Deși s-ar lămuri o tante. Tante care primește documentele, îi pui un terminal și ies priesc și banii. Și nu mai este nevoie de filiala bancară, care este o schemă de mulgere de bani, și cantora și e cu Xerox care se ocupă. Asta... Din păcate, cred că fiecare din voi trece prin chestiile astea și le doresc, cum și-am scris în descriere, celor care lucrează la tot felul de funcționari, la tot felul de ghișeuri, le doresc o veșnicie, dacă există iad și rai și mai există acolo, le doresc veșnicie să și bătrimești după xeroxuri, după duplicate, la tot felul de ghișeuri, ca într-un fel sau altul să înțeleagă lucrul ăsta. Cam asta-i. O zi bună.